Și vorbim în continuare, doamnelor și domnilor, despre votul politic la nivel național, pentru că aceste rezultate ne dau cumva o proiecție pentru viitor, ne arată cumva și ne dezvăluie niște scenarii pentru viitorul rând de alegeri. Și vedem, doamnelor și domnilor, Alianța pare că a funcționat foarte bine la nivel național. Vedem PSD cu un procent de 36,51% la votul politic național, dar și Partidul Național Liberal cu 28,15%. Bun, votul per total, cifrele arată foarte bine, însă s-au întâmplat și câteva situații inedite. Dacă este să vorbim despre consiliile județene, poate cea mai de răsunet, răsturnare de situație este cea de la Suceava. Iată la Suceava ce s-a întâmplat. Gheorghe Șoldan din partea PSD a reușit să-l detroneze pe vicepreședintele, unul dintre vicepreședinții PNL, și anume domnul Gheorghe Flutur, da? Baronul de la Suceava, așa cum mi se spune, care are ștate vechi la Consiliul Județean Suceava, fiind și în prezent președintele de Consiliul Județean, iată, aproape 3% în față are Gheorghe Șoldan în fața lui Gheorghe Flutur. Mergem mai departe, pentru că este foarte important, doamnelor și domnilor, să vorbim inclusiv despre Timiș, da? La Timiș știm foarte bine, a fost scandal, da? Domnul Adrian Nica, pe vremea când se afla în PNL, a vrut să candideze la un nou mandat pentru Consiliul Județean. Știți că a fost acel scandal cu listele comune, acesta s-a retras și a mers, iată, susținut din partea Alianței Dreapta Unită. Totuși, aici răsturnare de situație, pentru că, iată, vedem, mandatul la Consiliul Județean a fost câștigat de Alfred Simonis din partea PSD. Bun, mergem mai departe acum, pentru că sunt răsturnări de situație, și mergem inclusiv în Constanța, da? Vedeți în Constanța ce s-a întâmplat. Florin Mitroi din partea PNL, iată, a câștigat Consiliul Județean. PNL, din nou, avem și aici. Este foarte important să vorbim, doamnelor și domnilor, și despre orașele mari, pentru că lupta la prezidențiale se duce din orașele mari. Totuși, la nivel global, PSD a reușit să câștige mai multe mandate la Consiliul Județean față de alegerile precedente. De altfel, a reușit să ia 6 consilii chiar de la partenerii de guvernare. Din păcate, nu știm, sau din fericire, AUR și ADU nu au nicio conducere de județ. Și mergem chiar acum la colegul nostru, Vasile Marcu, pentru că el are toate informațiile. Vasile, bună seara! Așadar, iată, nici AUR, nici Alianța Dreapta Unită nu a reușit să câștige niciun județ. Nu au reușit și nici măcar orașe foarte mari, sunt doar câteva comune pe care le-au câștigat. Cei din AUR au câștigat doar comune, însă în momentul de față PSD într-adevăr este marele câștigător al alegerilor, cu 6 consilii județene pe care le-au luat de la liberali și le-au trecut în patrimoniul propriu. Practic, în momentul de față, liberalii au pierdut mai mult decât ar fi sperat. Nici cei de la ADU nu au câștigat vreun consiliu județean, însă la ei există o consolare acolo, pentru că au câteva orașe importante. La Timișoara au rămas în continuare Dominic Friț, a pierdut Alen Coliban la Brașov, dar au păstrat în continuare Brașovul și Perla Coroanei, dacă putem spune așa, pentru ei este capitala unde Nicușor Dan a câștigat detașat. Însă, ca să revin, pe ansamblu social-democrații sunt mari câștigători, inclusiv în Fiefuri, unde nu ar fi crezut că câștigă la PNL, și menționai foarte bine aici Suceava, unde Gheorghe Flutur, prim vicepreședinte, unul dintre cei 5 importanța partidului, a pierdut în fața social-democraților. S-a întâmplat la fel și în Neamț și în Vrancea, unde dețineau Consiliul Județean. Practic, în momentul de față, cu excepția județului Iași, întreaga Moldova este a social-democraților. Vasile Marcu, îți mulțumim foarte mult. Alături de noi în studio, domnul Remus Pricopie, profesor universitar, rector SNSPA și politolog. Vă mulțumesc mult, domnule Pricopie, pentru prezența în studioul News Hour with CNN. Mulțumesc pentru invitație. Bun, vedem această harta rezultatelor la consiliile județene. Partidul Social Democrat, 25 de consilii județene. Cei de la PNL pierd 5 consilii. Mâine este ședință la coaliție. Urmează ca fiecare partid să-și construiască strategia pentru prezidențiale. Ce credeți că se va întâmpla? Cum vor merge cele două partide? Nu știu ce se va întâmpla. Dacă m-ați invitat să vă spun ce urmează să întâmple, nu știu, vor decide dumnealor. Știu însă că
în alegeri trebuie să fii foarte atent și să nu faci confuzii considerând că indiferent că avem alegeri parlamentare sau alegeri europene sau alegeri locale sau prezidențiale, comportamentul este cam același. Exemplul de ieri este foarte bun, pentru că dacă facem suprapunere între procentele partidelor la parlamentare, pardon, la europarlamentare și la locale, vom vedea diferențe. Asta înseamnă că același om, același cetățean are raționamente diferite în funcție de tipul de alegeri. Nu se suprapun hărțile rezultatelor. Avem același număr, grosomodo, sigur, aici o chestiune tehnică, pentru că la europene s-a putut vota de oriunde, pe când la locale, dar diferența este mică. Și dacă excludem acea diferență mică și le suprapunem, până și la București, un candidat a luat mai puține voturi decât a luat partidul care venea de la candidatul respectiv. Apoi mai este componenta cu independenții. Alegerile strict 100% între partide ar putea să respecte o anumită logică. În momentul în care apare un candidat nou, atipic, surpriză, sau un candidat care are capacitatea să obțină voturi mult peste partid. Din nou la București avem un candidat care a luat mai multe voturi decât a luat partidul. Am putea să zicem, ok, care a fost logica votantului? Pentru că dacă votez pentru un viitor primar, hai să-i dau și instrumentele necesare să conducă primul. Nu judecă toată lumea la fel. Unii simt nevoia, chiar dacă nu trebuie să dea socoteală cuiva, simt nevoia să împace pe toată lumea și uite așa votează și pentru un primar, votează și pentru un partid. Alegerile care urmează, și vorbim de cele prezidențiale, intră într-o logică care ține mai mult de individ decât de partid. Inclusiv discuția că fără o infrastructură n-ai cum să intri în prezidențiale este corectă până la un punct. Dacă eu aș candida la prezidențiale sau dumneavoastră, prima întrebare ar fi cine ne lipește nouă, de exemplu, un afiș în fiecare localitate din România. Dacă n-am acest ajutor, nu există candidatură, pentru că nu va afla nimeni că eu candidez. Dar dacă ai un minim de infrastructură, poți să câștigi prezidențiale. Băsescu este un exemplu. A plecat de la 10%. Infrastructura partidului era aproape... Dar vorbiți de, iată, de individ și acum surse politice ne spun că după aceste rezultate ar fi probabilă și o rupere a coaliției și aici și PSD și PNL cu doi candidați separați. Dar cât de posibil este acest lucru, pentru că această coaliție este și la guvernare acum, chiar înainte de alegeri s-o rup? Nu este o sinucidere politică? Avem multe idei. În final vor decide cei care conduc cele două partide. Eu nu cred că poți să rămâi într-o coaliție și într-o prietenie post alegeri prezidențiale în condițiile în care candidații, deocamdată nu știm, sunt speculații, candidații celor două partide ar intra în turul 2 și s-ar confrunta... E complicat, am văzut exemple în care sechelele individuale legate de ce s-a întâmplat în campanie practic nu le-a mai permis să colaboreze, dar asta este o ipoteză, ca cei doi candidați care provin din cele două partide să intre în turul 2. Tocmai ce am vorbit că un independent, iar eu pentru prezidențiale din toamnă, teoretic, n-am informat... Imediat. Ne întoarcem, da, pentru, sigur, a vă întreba cine ar putea să fie acest independent. Surpriză. Nu, eu care... voiam să spun că eu am pe listă mai mulți. Aveți mai mulți? Suntem curioși să aflăm. Mergem pentru câteva momente mai departe.